sunt bucru tibia, celui prea înalt de sus, și se odihnește în umbra celui tare de sus. Zice unul despre Domnul, el e cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred și voi scăpa. El de s-a pădat din lațul vânătorului întins și de ciuma duce lumea pustirea cuprins. El te acopere sub arii, iar lui teme vei fi ascuns, căci a lui credincioșie este scut de nepătruns. Nu te teme nici de groaza din a nopții negre plen, și nici de săgeata zilei, tu nici când să nu te temi, nici de ciuma întunecimii, nu te teme, n-ai să cazi, nu te teme de molima care vântuie-na mea. Mi se cadă lângă tine zece mii dreapta ta, dar de tine nu te teme, nu se va apropia. Doar vei sta și cât privi vei, împrejur cu ochii tăi, vei vedea nenorocirea și răsplata celor răi. Fiindcă tu zici, Domnul este locul meu adăpostit și din cer prea-nalt făcut-ai, tu Dumnezeul tău nebiruit. De aceea niciodată nenoroc nu vei avea, iar-o pot nici îndurirea nu se va apropia. Căci la îngerii puternici Domnul le va porunci și la tale căi în toate bururi ei te vor păzi. Ei te vor purta cu grijă, iar o sfinte mâncărești, ca piciorul de gropiată,
nici de cum să-l lucrezi. Peste tale trece, pe neapărțul vei călca, puiile lor și cerchii, biruiți vor rămânea. Mă iubește, zice Domnul, de aceea voi scăpa. O rotin voi cărăstumașe, numele și slava mea. Voi răspunde totdeauna, când mă va chema grăbi, să ajung în strântorare și să-l fac nemiluit. Dar voi-ți bărbit și slavă, cu anunci voi sătura și voi arăta să vadă Sfântă mântuirea mea. Mămăruța cea micuță și cu spate pistruia, zboară când un mâmbre deget și-a sfârșit al ei plimba. Zboară când un mâmbre deget și-a sfârșit al ei plimba. Ea iubește libertatea și o apără mereu. Cine oare n-a învățat-o lui și cine Dumnezeu? Cine oare n-a învățat-o lui și cine Dumnezeu? Și pe noi ne învață unii să fugim de tot ce rău, să trăim în libertatea dată de adevărul său, să trăim în libertatea dată de adevărul său. A noastră rugăciune și inima ne ușurez de orice amărăciune. Ne-ntorci privirile mele spre tine, Sfinte Tată, și prin minunile întărești de fiecare dată. Și prin minunile întărești de fiecare dată. Nădejdea tu ne-o-mi prospătezi când vezi că se ofilește și nici o piedică pentru pe noi nu te oprește. Căci bunătatea ta oricând cu mult, cu mult întrece. Căderea-n care am fost râs și starea noastră rece. Căderea-n care am fost râs și starea noastră rece. Ești pentru vecii nesfârșiți
izvorul mântuirii și peste noi mereu ținti veșmintele iubirii. În bunătatea ta răsus, paharul lui comoară, nici cântul nu ne-ndepătesc și nu ne scoți afară. Nici cântul nu ne-ndepătesc și nu ne scoți afară. Dumnezeu, Domnul, dacă avem al lui Duh Sfânt, dacă inimile noastre una împărtășie sunt, dacă avem al lui iubire, dacă avem al lui Sfânt, atunci orice când ne strânge, este între noi și El. Atunci orice când ne strânge, este între noi și El. Atunci dacă ne ascultă tot ce cerem fericit, atunci Fiul ne însoțește prin cuvântul lui Sfințit, atunci Duhul ne îndrumă în tot lucrul său deplin, și între noi se vede rodul mult și dulce și limpid. Și între noi se vede rodul mult și dulce și divin. Dar când fără unitate și iubire ne-adunăm, când nici dor, nici părtășie nu avem și nu căutăm, când trăim păcate ascunse, când e gândul mânios, atunci în fața ne strângem, ne adunăm fără Hristos. Atunci în fața ne strângem, ne adunăm fără Hristos. Dumnezeule, ai milă, nu lăsa între noi nici când lipsa ta și nelucrarea Duhului ceresc și plâng. Nu lăsa întâlnirea noastră fără dragoste și har, ca să nu ne fie lupta și alergarea în zara, ca să nu ne fie lupta și alergarea în zara. Doar la tine mă face să sper, în drumul acesta ce duce la cer. De dorul de tine, de Duhul tău plin, îmi spune mereu în curând de curând. Doar dorul de tine, de Duhul tău plin, răsune mereu în curând, în curând. La poarta cetății odată voi sta, acolo departe în patria
viața, de dorul acesta ce mi-a de împiet. Vedem și trezat și te-aștept și te-aștept, de dorul acesta ce mi-a de împiet. Vedem și trezat și te-aștept și te-aștept, în lumea aceasta mereu călător. Mă-nalță tre stele cu arii de dor, la orice lumină tresat și șoptesc. Iisuse, ce mult te iubesc, te iubesc, la orice lumină tresat și șoptesc. Iisuse, ce mult te iubesc, te iubesc. 86, mamă. Nu-i chiar la uși, gata-i să-ți arate, ești tu oare pregătit să le întâmpin, frate? Ce măreț va fi când vom auzi glasul celui drag, mirele din prag, glasul de Iisus, mirele Iisus, ai în vasuțul de lemn, candela i-a prinsă, Duhul ție trezit de plin, mâna ta e întinsă. Ce măreț va fi când vom auzi glasul celui drag, mirele din prag, glasul de Mirele Iisus, poate peste o clipă auzi ultima strigare, cum te vei afla atunci, te întreb tu oare ce măreț va fi când vom auzi glasul celui drag, mirele din prag, glasul de nespus, mirele Iisus, numai cei ce așteaptă acum Sfânta lui venire, vor avea cu adevărat parte de răpire. Ce măreț va fi când vom auzi glasul celui drag, mirele din prag, glasul de nespus, mirele Iisus. Iată Domnul chiar la ușă și spre noi se îndreaptă, se va bucura cu el cel care l-așteaptă. Ce măreț va fi când vom auzi glasul celui drag, mirele din prag, glasul de Iisus, mirele Iisus. Maranatha, go.
Ești gata, ești gata să-L întâmpin bine. Maranata, Maranata, soarele răsare. Ești gata, ești gata să-i naștere. Maranata, Maranata, vremea e sosită. Ești gata, ești gata, candela-i gătită. Maranata, Maranata, ultima strigare. Ești gata, ești gata, cu te aprimare. Maranata, Maranata, cerută e frământă. Știi că-ncepe judecata de la casa sfântă. Maranata, Maranata, așe-pregătește să fii gata, să fii gata, că Iisus sosește. Cinchimite de mâini omenești, tu, Doamne, nu stai niciodată. Căci duc și lumină și dragoste ești, și dragoste pentru ce tu locuiești. Când ea se păstrează curată, căzut și lumină și dragoste ești, și dragoste-i templu ce tu locuiești. Când ea se păstrează curată, când inima-n care credința-i creșmânt și-n sângele tău curățită, tu vii cu iubire, stăpâne ca sânt, e singurul templu dorit pe pământ. De inima ta fericită, tu vii cu iubire, stăpâne prea sfânt, e singurul templu dorit pe pământ. De inima ta fericită, când iubirea adună cu toți, porind luminii divine, cobori cu grăbire în mijlocul lor, căci tu le ești templu și har sfințitor. Și templu sunt ei pentru tine. Cobori cu grăbire în mijlocul lor, căci tu le ești templu și har sfințitor. Și templu sunt ei pentru tine. Credința și pacea și-o dragoste jar, și viața în duc și lumină,
Fărului fără potan, umplut cu ființa-ți divină, sunt toate lucrări sfărâte din har, suntem adevărului fără potan. Cu ființa-ți divină, aici în lucrările tale mereu, tu stai și-ți găsești desfătare, în ele să stau pe deplin vreau și eu, căci ele sunt templul adâncului meu, în care ți-aduc închinare. În ele să stau pe deplin vreau și eu, căci ele sunt templul adâncului meu, în care ți-aduc închinare. Sunt Mântuitorul tău, eu te chem pe nume, ești al meu. Nu te teme de nimic, de niciun rău. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu, nu te teme, nu te teme. Eu veghez asupra ta mereu, nu te teme, nu te teme. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Dacă treci prin ape cu tarazuri mari, eu voi fi cu tine în orice greu. Bată vântul, bată cât ar fi de tari, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme. Eu veghez asupra ta mereu, nu te teme, nu te teme. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. De vei merge în focul cel de ură aprins, adăpost și pază îți sunt eu. Viața nu ți-o parte, nu vei fi atins. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme. Eu veghez asupra ta mereu. Nu te teme, nu te teme. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Pentru tine în lume dau popoare întregi, tu ai preț nespus în ochiul meu. Te iubesc de-a purul, asta s-o înțelegi. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Teme, nu te teme, eu veghez asupra ta mereu, nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu, eu sunt Domnul, sunt Mântuitorul tău. Tu-mi porți numele mereu, mereu. Nu te teme, eu nu cresc și niciun rău. Nu-ți va fi am zis, eu Dumnezeu.
asupra ta mereu. Nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să pescuit să șadă într-o curabă, iar tot norodul stătea pe stâmp. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el o parte din sămânța căzut lângă drum și a venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a venit în locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ atât. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat. O altă parte a căzut în pământ bun. S-a dat roade. În grăuntru a dat 160 sau 130. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și le-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Că celui ce are, îi se va da și va avea de Hristos, iar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că nu văd, văd, nu văd și măcar că aud, nu aud, nici înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, a ajuns tare de urechi și s-au închis ochii ca să nu vadă, să nu audă cu urechile să... Înțelea cu inima să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vinde. Dar ferice de ochii voștri, căci văd și de urechile voastre ce aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți s-au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați dar ce însemnează pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el și ține până la o vreme și cum vine un necan sau o pribonire din pricina cuvântului, se leapă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acesta și încelucinea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge nerăzutor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roade, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Amin. Amin. Dumnezeu ne-a creat pe noi pentru un scop. Și el vrea ca să înțelegem scopul pentru care a fost creat și efectiv pur și simplu să acționăm în acest sens. Noi am fost creat ca să-L glorificăm pe Dumnezeu, să ne lăudăm cu Dumnezeu și tot ce avem să împărtășim cu El. Că dragostea noastră să fie din dragostea Lui, adevărul nostru să fie încuprins în adevărul Lui. Și în felul acesta, deci trăim această relație cu Dumnezeu, nu un cuvânt set, nu un cuvânt rece pe care îl citim ca orice carte. Trăim într-adevăr această dualitate, trupul își cere drepturile lui, iar omul dinăuntru, omul spiritual, își cere drepturile lui. Iar Duhul Sfânt ne învață și ne limpezește mintea ca să înțelegem Scriptura și în felul acesta să putem să depunem efort înspre ceea ce este mai valoros și mai de durată. În ce privește
trupul acesta, tot Domnul Iisus ne învață și ne îndeamnă. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate aceste lucruri de care aveți trebuință pentru perioada aceasta, pentru această paranteză în veșnicie care este timpul, vi se vor da. Dumnezeu le garantează. Dar ca să putem într-adevăr să ne găsim menirea, în inima noastră trebuie să fie această tânjire, acest dor pe care îl vedem în rugăciunea Tatăl nostru. Când vie împărăția ta, deci să vie împărăția ta, așteptăm împărăția ta. Aceasta este așteptarea noastră, aceasta este dorul nostru lăuntru. Când Dumnezeu se uite la noi, vede tot. Și când suntem conștienți că stăm în ochii Lui, El ne cercetează. Care este bucuria ta astăzi, când te-ai trezit? De ce te bucuri? Care este năzuința ta? Ce planul ți-ai făcut? Ce urmărești? Și felul acesta, când Dumnezeu face această analiză, așa la rece, ne îndeamnă la pocăință, pentru că de multe ori ne trezim că dorim ceea ce Dumnezeu nu dorește. Deci avem bucurii egoiste. Ne bucurăm de unele lucruri pe care Dumnezeu nu se bucură. Iubim unele lucruri care Dumnezeu nu le iubește. Și în felul acesta, sau urăm unele lucruri, sau unele persoane pe care Dumnezeu nu le urăște. Dumnezeu ne îndeamnă spre absolut. Când Domnul Iisus a murit pe cruce, n-a condamnat pe nimeni. Și din contră s-a rugat și a spus, Tată, iartă-i, că nu știu ceva. Dacă pentru orice persoană din lumea aceasta, care Dumnezeu ne-a dat să o cunoaștem, ne raportăm așa, oricât de mare rău ne-a făcut, Tată, iartă, nu știe ce face. A făcut. Nu știe ce face și așa, nu poți să te superi pe un orb, pentru că a lovit ceva. Am mai spus întâmplare care era la noi pe drum, era un orb și mergea așa foarte maestos cu bastonul lui, dar cunoștea foarte bine traseul. Și într-o zi, la prăvălie acolo, cineva a zidit pe trotuar niște lăzi. Le-a pus un turn înalt de lăzi. Omul a trecut, a lovit lăzile și s-au răsturnat. Vânzătorul sau proprietarul este de acolo foarte nervos să vadă cine i-a dat. Și când a văzut de fapt că este orb, a înghețat. Gura așa, pentru că el era vinovat că i-a pus în cale orbului piele. Noi suntem chemați să netezim cărările, să ajutăm pe oameni, să întindem mâna celui care cere, să mângâiem pe cel care este în suferință. Adică să fim exact ceea ce Domnul Iisus a fost cât a trăit pe pământ. El a vindecat bolnavi, a arătat milă față de tot, a pus lucrurile pe nume, nu l-a mângulit pe diavolul, ci l-a numit exact așa cu veste, că s-a adresat, spuneți, bul pe acelea, deci era un cuvânt greu, dar era adevărat. Deci și noi suntem chemați, deci, la satana se zice satana, la rău se spune în rău, iar la Dumnezeu să găsim absolut toate resursele pentru viața noastră, dar ca într-adevăr să ne împlinim menirea. Dumnezeu nu ne-a promis o viață fericită. Deci cumva nu este prins în adevărul lui Dumnezeu. Vino la Iisus dacă vrei să fii fericit. Spune, în împărăția lui Dumnezeu veți intra prin multe necazuri, multe suferință. Sunt multe îndoieri, multe întristări, multe frământări, multe întrebări la care momentan nu le găsesc răspuns și rămân în așteptare. Dar dacă noi, într-adevăr, ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu, El are menirea să ne răspundă, să ne aducă la echilibru. Dumnezeu a vorbit prin profet poporul Israel. Poporul Israel s-a împetrit prin neascultare. Și atunci, în versetul 1 din aceea zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. Înțelegem de unde așa, a ieșit de la Israel, s-a venit pe mare, care reprezintă neamurile și a deschis calea de mântuire pentru neamul, pentru noi, că trăim acest cal. Și mulțimele s-au strâns, pentru că
Într-adevăr, cine nu primește lumina este împietrit. Cuvântul lui Dumnezeu vine în viața noastră și ne spune exact ceea ce suntem și ne spune de ce avem nevoie. Dacă atunci când vine cuvântul Dumnezeu și ne mustră, noi putem să spunem, da, sunt nenorociți, săraci și ori, n-am altă soluție. Mi-e rușine de mine, mi-e milă de mine, dar n-am încotro, nu pot să mă duc, n-am altă fel decât la tine. Vin la tine, așa cum sunt la tine, vin cum e cântare. Și Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră ca într-adevăr să ne împlinim menirea, adică să-i fulgim de laude slave carului lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu a plecat de la Israel și se întoarce spre neamul. Și prin aceasta mi s-a dat harul ca să beneficiem de mântuire. Ucenicii care erau lângă el erau nedumeriți. Pentru că el când a spus această pildă, a spus-o mulțimii. Deci trebuie să deosebim ce vorbea ucenicilor, ce vorbea mulțimii. Și el le spune, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, iar lor nu le-a fost dat să cunoască. Taina era un adevăr care nu era cunoscut până în momentul respectiv. Acum, sigur că această taină, Apostolul Pavel ne-a deslușit-o în Noul Testament, anume despre biserică. Și Domnul Iisus îi spune că celui ce are, îi se va da și va avea de Hristos, iar de la cel ce nu are, se va lua și ce are. Deci, celui ce are, vorbea ucenicilor, îi se va da în continuare și va avea de Hristos. Dar de la cel ce nu are, se va lua și ceea ce are. De aceea le vorbesc în pildă, pentru ei. Măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice: Domnul Iisus Hristos se împlineau toate profețiile care erau arătate în Vechiul Testament. Și Isaia a vorbit într-adevăr despre această împietrire și a spus că acest popor împietrit, tari de urechi, a închis ochii ca să nu vadă, să nu audă. Deci sunt oameni care pur și simplu se opun adevărului. Nu vor să citească, nu vor să asculte, nu-mi vorbi despre Iisus. Nu-mi spune, eu am icoane, ce mă duc, nu trebuie Biblia, dar e bine, nu, că am icoane. Ei, nu trebuie să ne supărăm pe acești oameni, pentru că ei nu știu ce cer, nu știu ce vor. Povestea Dan într-o zi de cineva care l-a întrebat dacă a citit Biblia. Și el a răspuns în balciocul, eu nu citesc decât numai contorul de la Corect și de la Gal. E omul acesta astăzi este în sicriu și urmează de fie mormântat, în mâine, da. A avut ocazia, a primit îndemnul să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, l-a respins în balciocură și acum s-a dus. Unde s-a dus? Mi-e groază să mă gândesc, dar s-a dus. A avut ocazia și a respins-o. Și acum Domnul Iisus, celor care erau lângă el, ucenicilor care au înțeles, că aveau lumină, le dă mai multă lumină, mai multă putere de înțelege, ca și ei la rândul lor să poată să dea cuvântul pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos și în felul acesta, deci în lume, arătat aici prin aceste patru feluri de stoluri. Și spune aici, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și repete ce a semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Aici, când nu-l înțelege, nu înseamnă că raționează și nu-l înțelege. În original, cuvântul are un alt sens. N-aș vrea să greșesc, dar este ceva când cineva aude cuvântul privitor la împărăție și nu se aliniază cu el, adică se meargă spre ceea ce zice acel cuvânt, deci atunci cel rău stă ca și pasărea de pradă. Și când o văzut că nu a fost atent, o luat sămânța și o înghițit-o. Aceasta este slujba lui Satan. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și primește îndată cu bucurie.
Deci sunt oameni care primesc, răspund la mesaj, spun cu bucurie, dar în ei nu există lucrarea aceasta de pocăință pe care o face Duhul Sfânt să pregătească solul ca sământa aceasta să se rodească. Și este o bucurie superficială, o bucurie așa firească, care pare a fi religioasă și are un sfârșit. Deci, aceasta se teme. N-are rădăcină în el și ține până la o vreme și cum vine un necat, dar cum vine o prigoană, din pricina cuvântului, se leapă de, îndată de el. Mult, eu n-am trăit harul să trec prin prigoane. Am trăit, dar nu așa încât să fiu stingiuit sau să fiu închis. Am fost luat, adevăr, pe la securitate de câteva ori, dar nu, n-am trăit lucrul acesta. Dar sunt oameni care au crezut examenul. Și s-a lepădat. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar în încelările viacului acesta și în celăciunea bogăției îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Bogățiile nu sunt rele, nu sunt un păcat. Administrarea lor pune problemă. Și foarte mult au căzut la acest examen. Dintre cei care au bogății și le administrează, un procent de foarte mic, cam cercetători, cam 5% sunt cei care, într-adevăr, face ca, într-adevăr, bogăția, averea lui să fie administrată în așa fel ca Dumnezeu să fie slăvit. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roade, un grăun de 200, altul 60, altul 30. Pământul bun este terenul pe care Dumnezeu îl pregătește, prin lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în inima ta și îți dă credința, tu crezi și pe acest teren, într-adevăr, cuvântul prinde rădăcină și aduce roadă. Pentru că, la urma urmei, mesajul pe care ne dă Dumnezeu este ca noi să trăim și să aducem roade într-o lume aceasta a uscăciunii, a sterpiciunii. Într-o lume în care valorile lui Dumnezeu sunt bajocorite, iar Satana se bucură de noi, poate, pentru că oamenii sunt orbiți de tot ce se oferă pământul acesta, care este așa până la o vreme. Când Dumnezeu va face strigarea și se va auzi acel cuvânt, așa cum am plecat, Maranata, atunci, într-adevăr, se va face deosebire cine este al lui Dumnezeu și cine nu este al lui Dumnezeu. Cât ne privește pe noi, ca să fim mărturie, locul în care Dumnezeu ne-a pus, este ca să ne facem o cercetare de fiecare dată. Să iubim, să facem bine, să tindem mâna. Nu ca să fim mântuiți, ci pentru că am fost mântuiți, noi pur și simplu îl lăsăm pe Domnul Dumnezeu să lucreze prin noi și să aducă mângâiere, să aducă ajutor în această lume. Și am mai spus-o, dar o repet, seara când stăm la rugăciune sau dimineața, se cere un moment să ne aducă în minte persoanele pentru care nu ne putem ruga și motivele pentru care. Și s-ar putea ca pentru unele pe care nu ne-am putut ruga până atunci, să începem să ne rugăm. Amin. Iisuse, să vii să aduci cu tine toți vecii de lumină. Te aștept să vii, Iisuse, cu toți tăi în haine albe voi zbura spre soare, în sărbătoare. În sărbătoare și-ți voi înălța cu ei pe veci în sfântă strălucire. Un cântec alb, un cântec terțe, sută din iubire. Domnul bătaie cu ochii plini de rouă, te-aștept, Iisuse. Te aștept, Iisuse,
Încheie via cu acesta și începe era nouă. Te aștept să vii, Iisuse, cu toți tăi în haine albe voi zbura spre soare, în sărbătoare, în sărbătoare, și-ți voi înălța cu ei pe veci în sfântă strălucire. Un cântec alb, un cântec înțesut doar din iubire, cu trupul slăbiciune, cu sufletul în credință. Te aștept, Iisuse, primește-ți mai devreme a ta făgăduință. Te aștept să vii, Iisuse, cu toți ai tăi în haine albe voi zbura spre soare, în sărbătoare, în sărbătoare, și voi înălța cu ei pe veci în sfântă strălucire. Un cântec alb, un cântec înțesut doar din iubire. În asemenea la părstii fratele Andrei și numai pe Iisus. Versetul 6. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. Agricultor nu este cel care are certificat de producător, cum se cere acum la piață ca să poți să vinzi certificat de producător, nici cel care participă la congrese despre agricultură, nici că au citit cărți despre agricultură, ci cel care la vremea roadelor strânge rod. Mai mult sau mai puțin, când e vorba de rod, rodul începe de la răsadul ăla pe care îl pui în pământ și de care trebuie să ai mare grijă. Mi-am pus acum răsadul de roșii și o parte din el le-am rupt. Erau frunzele amestecate și când le-am tras, o rupt răsadul. Și am învățat și din asta că partea aceea e foarte fragilă de la între rădăcină și tulpină, imediat se, așa, pasantă, imediat se rupe și gata, nu mai are viață. Ăla care l-a înghețat vârfurile și-a revenit. Dar ăla care i s-a rupt tulpina, la ăla nu mai face nimic. Dar totuși, ceea ce este important este a fi în rădăcina. Deci, în rădăcina și zidiți în ea. De fiecare dată când lăsăm timp de parte ca să ne intre gândul în cuvântul lui Dumnezeu, atunci suntem înrădăcinați în cuvânt. Avem rădăcinile întinse spre râu, cum zice în Psalm. El este ca un pom care își întinde rădăcinile spre râu. Nu-i pasă de vremea de căldură când vine. Dar are rămezeala la rădăcini. Și asta facem de trei fapte când ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu, de care când citim din cuvântul lui Dumnezeu, ne tragem seva și avem vigoare să creștem ca o plantă. Așa să citesc astăzi din Evrei, capitolul 12. Pagina 1184. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, să luăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine,
Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Nu ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care îl dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Și păriți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște copii din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor ca să, și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii străbănugiți. Trăiți sărăși drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru că nu cumva să dea lăsare vreo dăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau urmesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a avut să capete binecuvântare, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Să citim și ultimele versete. Versetul 25, trecem despre imaginea muntelui. Luați seama că nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, că dacă n-au scăpat cei ce n-au să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut grăbința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Amin. Este un text pe care orice copil al Dumnezeului cunoaște bine, pentru că la un moment dat în viață a venit suferința. Și cu mulți oameni care au suferit, am stat de vorbă și am stat de vorbă și cu mine însumi. Când vine suferința, spui mai multe feluri de întrebări. Una din întrebările pe care și le pune un om, indiferent că este, dacă crede în Dumnezeu, își pune întrebarea, de ce mi-a dat mie Dumnezeu asta? De ce mi-a dat mie? De ce mi-a dat altora? Îs mai rău ca alții. De ce mi-a dat Dumnezeu asta? O fi de la Dumnezeu? O fi de la diavolul? De unde a venit necazul ăsta care a venit peste mine? Am discutat cu mulți oameni bolnavi. Bolnavi de cancer care erau la Cluj, la tratament, stăteau la noi și se îndoiau. Ziceau odată, două săptămâni, zicea că mi-a dat Dumnezeu asta, că am făcut aia, mi-a dat Dumnezeu asta, că n-am făcut aia. Nu era sigur dacă s-a făcut bine sau nu. Și mă gândesc la Iov, care a fost lăudat de Dumnezeu înaintea, nu înaintea lui Dumnezeu, nu găsim scris că a venit Dumnezeu la Iov și spune, ești extraordinar. Dar la Satan l-a zis. Îngerii au auzit. Și la urmă le-a zis și celor trei prieteni al lui Iov. Zice, vedeți, aveți grijă că voi n-ați vorbit așa de drept despre mine. Mă gândesc la Daniel, despre care Dumnezeu i-a zis direct lui om care a zis și spun. Mă gândesc la David, care după ce s-a pocăit a devenit un om după inima lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu nu lucrează cu oameni perfecti. Lucrează cu oameni reparați, lucrează cu oameni iertați, lucrează cu oameni pocăiți, lucrează cu cei care au devenit conștienți de cine e Dumnezeu și
Dumnezeu mai lucrează cu oameni școliți. Orice meserie faci și în orice meserie te angajezi, ori ești întrebat la angajare dacă știi ceea ce trebuie să lucrezi, ori ești băgat la școală și ești școlit. Și aici cuvântul ne spune așa. Ar fi bine să citim cuvântul așa. Este adevărat că orice disciplinare deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce tot ce a trecut prin școala ei, roada dădătoare de pacea dreptății. Dumnezeu lucrează și El cu oameni școliți. Un comandant militar lucrează cu soldați antrenați. Și avem și imaginea aceasta în Scriptură. Cine s-a înscris la oaste trebuie să placă, să se supune la tot felul de antrenări ca să placă celui ce l-a înscris la oaste. După înscrierea la oaste urmează o perioadă de antrenament. Urmează o perioadă de școlarizare. Și una din școlarizările lui Dumnezeu este disciplinarea. De câte ori vine suferința în viața noastră și nu știm de ce? Dacă suntem conștienți, înainte lui Dumnezeu trebuie să dăm socoteală și să ne punem întrebarea. Dar chiar și peste cei drepți vine suferința. Chiar și peste cei care n-ar găsi în sine un motiv pentru care Dumnezeu se pedepsească. Și totuși zice, dacă ne uităm la Iov, Iov n-a găsit în sine acest lucru. Dar motivul pentru care Iov a fost disciplinat de Dumnezeu și a fost trecut prin acea suferință este ca noi să învățăm. Pentru că noi suntem o imagine pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Și tot ce ni se întâmplă nouă, așa cum noi învățăm din Vechiul Testament ca să aplicăm în anul 2022, lucruri care s-au întâmplat în anul 2000 înainte de Hristos, acum 3000 de ani sau 4000 de ani sau 2000 de ani, tot așa ce pățim noi acum sau ce peripețiile prin care trecem, viața noastră toată este un spectacol pentru Îngerul lui Dumnezeu. De aceea zice cuvântul, te îndemn înaintea îngerilor aleși. Noi când ne rugăm, ne aude nu numai Dumnezeu, ne aud și îngerii. Noi când trecem prin necazuri, Dumnezeu zice că are o mulțime de îngeri care sunt trimiși să lucreze ce orice vor moșteni mântuirea. Și când greșim, când păcătuim, îl obosim pe Dumnezeu, așa zice cuvântul Său. Zice, mai obosit cu păcatele tale. Așa mai departe. Trebuie să ne vedem înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem, pentru că Dumnezeu zice într-un verset din 2 Cronici, e singurul verset care mi l-am notat, să-mi amintesc unde e, 2 Cronici 16:9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inima este întreagă a Lui. Pe pământ sunt multe diferențieri pe care oamenii le văd. Aș spune câteva. Diferențierea pe bază de etnie. Eu sunt american, de pașaport, am pașaport. Merge românul nostru în America și nu-i liniștit până nu obține cetățenia. Când are cetățenia, ți-a dat pe pașaport. Și se separă. Are cetățenie. Eu cunosc foarte mulți oameni în America plecați din România care nu au cetățenie. Stau acolo ilegal. Pentru că nu are cetățenie, nu are drept, nu se poate întoarce și nu poate pleca. E ca și într-o închisoare frumoasă. Sunt deosebiri pe bază de școală. Uite, am diplomă, știu. Sunt deosebiri pe bază de religie. Sunt trecut într-o carte de membri. Sunt activ, sunt așa. Toată lumea mă știe. Sau sunt foarte multe deosebiri. Dar oare se uită la aceste deosebiri Dumnezeu? Zice, Dumnezeu își întoarce privire, să aruncă privirile pe tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreaga Lui. Din 8 miliarde de oameni cât sunt pe pământ, se uită Dumnezeu și n-aș spune să pun o cifră. Este un număr de oameni a căror inimă e întreaga a Lui. Și un număr mult mai mare de îngeri are Dumnezeu, batalioane și legiuni de îngeri, care îi trimite și voi vă ocupați de ăștia. Le împletiți lucrurile și împrejurările ca să-i sprijinesc în lucrarea lor. În ce fac bine. Mai departe, zice că Dumnezeu îi bagă în seamă pe cei care iubesc venirea Lui. Așa zice Apostol Pavel. Pe pământ sunt religii, sunt denumiri, sunt nume. Dar câți din cei care se laudă cu un nume religios iubesc cu adevărat venirea Domnului? Am câta cântări despre venirea Domnului. Câți iubesc cu adevărat venirea Domnului? Vedeți, astea sunt lucrurile care le vede Dumnezeu.
Dumnezeu vede inimile și știe din mulțimea asta de oameni, din cât suntem aici în adunare sau din cât sunt în orașul ăsta, sunt exact astea și Dumnezeu știe exact numărul de oameni care iubesc venirea Domnului. Și cei care nu iubesc, deja e o problemă cu ei. Dar în dragostea Lui, El îi cuprinde și pe aceia. Și capitolul acesta al 12 al Apostolului este disciplinarea, care este numită o școală. O școală a disciplinării. Și pentru că zice că e școala ei, mai sunt și alte școli. Asta e numai școala disciplinării. Este școala, o altă imagine a educației este imaginea plantei. Imaginea sămânță rod, sămânță plantă rod. Și școala disciplinării sau sămânța suferinței. Suferința, se seamănă suferință și se câștigă răbdare. Cuvântul răbdării. Există cuvântul dragoste, este cuvântul credinței pe care îl auzim. Semen, cuvântul credinței, secer credință. Semen, suferință, secer răbdare și așa mai departe. Noi trebuie să absolvim aceste școli dacă vrem să luptăm pentru Dumnezeu și dacă vrem ca la înviere să ne spună Domnul Iisus, bine slugă bună. Eu așa mi-aș dori la Dumnezeu la înviere. Să nu zic că nu mă interesează câte școli am făcut, câte limbi vorbesc, câte meserie am, câți bani fac sau mai departe. Eu vreau un lucru. La înviere, Domnul Iisus să-mi zică, bine, slugă bună. Și mă cercetez în fiecare zi cu întrebarea asta. Măi, eu sunt slugă bună? Mă uit în oglindă și mă întreb, eu sunt slugă bună? Și o slugă bună este cel care acceptă planul stăpânului, care urmează instrucțiunile stăpânului, este cel care se interesează de voia stăpânului, se interesează și are un angajament poate de stăpân, pentru că acest lucru este trecut în versetul 28. Am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astăzi Dumnezeu o închinare plăcută cu angajamente. Glavia înseamnă angajament. Și cu frică, fiindcă Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Categoric Dumnezeu este un foc mistuitor. Și cu cât trăim mai mult, cu atât vedem mai mult acest lucru. M-am înfiorat când mi-a zis toate le-am dicomulit omul acela. Am discutat cu el anul trecut. Și cred că i-am dat și o Biblie cândva. Și de fiecare dată când am interacționat cu el, am încercat să-i... E din familie de credincioși. Cunoaște Biblia, dar un disprețitor care a trăit toată viața în dispreț față de Dumnezeu, dispreț față de cuvânt. Și anul trecut îmi spunea ce planuri mai are și ce va face cu milioanele pe care le mai are. Și i-am spus câteva lucruri la inimă să citească și așa și nu a vrut să asculte și e foarte trist. M-am înfiorat când am auzit că a murit. Noi ne pregătim pentru înviere. Noi ne pregătim pentru lumea aceea. Eu mai am 5508 zile până voi împlini 70 de ani. Și le știu în fiecare zi. Le număr. Că sunt așa de puțin. Am citit săptămâna trecută o poezie de Ivanit. Și mult m-am gândit. Îmi pare rău că n-am pus un semn ca să vă citesc. Cum mă pregătesc să fiu nimic. Când am plecat în America, au fost întrebat și acum ce planuri ai? Când am plecat eu în America. Ce mă duc? Să ajung nimic. Ați auzit? Așa auzit, nu? L-ați cunoscut, nu? Da. L-ați cunoscut bine, nu? Eu nu l-am cunoscut. Și am auzit doar că așa gândea el. Și am citit poezia asta, mă pregătesc să ajung nimic. Dar pentru lumea aceasta, într-adevăr, ești un nimic. Dacă nu mergi după regulile ei și... Dar întrebarea pe care ne punem, suntem noi pentru Dumnezeu ceva? Își aruncă privirile peste pământ și zice, uite, ăsta e cu inima întreagă a mea. Ăsta trebuie să-l sprijinez. Ăsta trebuie să-l ajut. A sprijini nu înseamnă, cum a spus și fratele Andy, vei trăi o viață fericită, o viață fără suferință, o viață... A sprijini înseamnă al trebui că trece prin școală. Și școala înseamnă și școala disciplinării, școala pedepsei. Te trece prin școală. Și școala aceasta nu este o școală în care
învățătorul nu știe meserie, că sunt mulți astăzi, în multe școli în care profesorul citește cursuri. I-am disprețuit profund în facultate pe toți profesorii care citeau cursuri. Pentru că mă gândeam așa, tu toată ziua predai cursul ăsta an de an și nu-l știi pe de rost și mie mi-l cer la examen să-l știu. Eu am 5 examene de dat într-o sesiune și trebuie să știu ceea ce tu n-ai. Și am avut și profesor demn de toată știința, care nu avea nicio foaie, nu avea nimic. Venea cu creierul lui și cu creta pe mână. Și îți prezenta materia și nu greșea o virgulă. Și oamenii aceia erau demn de toată cinstea. Ăia cu notițe și cu copiată, ea cred că au avut neamă și eu cu profesor. Domnul Iisus Hristos n-a fost așa. Domnul Iisus Hristos a fost cel care a zis, învățați de la mine, că și eu sunt blând și smerit cu inima. Pomenius, Părintele Educației, a spus de multe ori în cărțile lui. Cea mai de seamă calitate a unui învățător este blândețea. Pentru că planta este firavă și se rupe repede, se frânge repede. Și cea mai de seamă calitate a unui învățător este blândețea. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu este delicat. Dacă ne uităm, cu câtă, nu știu cum să numesc, o blândețe, cu câtă tact se apropie Domnul Iisus de inima noastră printr-o pildă. Semănătorul a ieșit să seamene sămânță. Cine nu a văzut semănător? Cine nu a văzut sămânță? Cine nu a văzut holdă? Așa a făcut, așa ne-a făcut Dumnezeu să nu putem fără. Am mâncat pâine astăzi și ieri și alaltă și fiecare zi. De acolo este. Și prin aceste pilde fără de care nu putem, Dumnezeu ne învață. Și asta are de-a face cu inima noastră încăpățânată, care mănâncă pâine și nu se întoarce să mulțumească. Sau privește lucrurile în alt cadru. Și Dumnezeu, cu atâta tenacitate, cu atâta răbdare, cu atâta blândețe, vrea să ne întoarcă până acolo să privim lucrurile din cadrul Lui, din ochelarii Lui. Cadru istoric, cadru profetic, cadru cronologic, cadru politic, cadru geografic, toate cadrele în care suntem și ne-ar fura știrile și lumea aceasta, punctele ei de vedere, ca să privim altfel. Dar nu putem. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este de așa. Da, lumea are 6.000 de ani. Da, cine nu crede acest lucru are mare problemă. Da, toată istoria lumii este scrisă în Biblie și este determinată de Dumnezeu. Toate imperiile lumii, căderea, ridicarea lor, sunt trecute aici. Și cine nu crede asta are iarăși o mare problemă cu credința. Cine nu crede că toate lucrurile au fost făcute pentru El, pentru Domnul Iisus Hristos, iarăși are mare problemă cu credința. Pentru că nu știm cine a crezut. Adică noi vedem în Domnul Iisus un mântuitor, unul dintre mulții care i-am putea folosi ca să ne ajute la nevoie. Sau vedem Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, care are o împărăție, care nu se platină, care nu se va sfârși și care noi trebuie să-i slujim de aici. Pentru ca în împărăția Lui să putem să stăm la dreapta Lui, să stăm în picioare, la ce vor fi viitorul. Cuvântul pe care vreau să îl scot în evidență este această opoziție pe care la un moment dat ne opunem. Am scris ceva pe blog despre asta, pe care noi ne opunem și pe care se opune și cel necredincios și orice se opune. Opoziția dintre eu și lume. Cum mă văd eu față de oameni? S-ar putea să mă văd mai deștept sau mai prost sau mai slab sau mai cumva. Când am fost copil, eram foarte slab și toți mă băteau. Și mă vedeam tot timpul ăla care fuge de alții și cum mă protejez să nu fiu bătut. Da? Sau pe urmă la școală m-am învățat bineșor și am zis, bă, când am avut un concurs sau ceva, am câștigat pentru că știam că nu știu. Și ziceam, e greșit. Felul pe care dorește Dumnezeu ca să-L avem, viziunea pe care vrea Dumnezeu să o avem, trebuie să fie viziunea Domnului Iisus. Și viziunea Domnului Iisus este aceasta. Uitați-vă, dar cu luarea aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Pentru că nu cumva să vă pierdeți inima și să vă cădeți de oboseală în sufletele voastre. După ce ne zice dinainte, versetul 1 zice, capitolul 12 după capitolul 11, unde e tot Vechiul Testament trecut.
tot Vechiul Testament, de la Abel până la ultimii proroci, care erau toți o imagine a Domnului Iisus Hristos. Și zice, fiindcă avem, suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Toți oamenii aceștia se uită și la noi. Sau, într-un fel, mărturisesc despre aceste lucruri, pentru că așa zice, toți aceștia le-au mărturisit de departe. N-au primit ceea ce, versetul 12, versetul 13 din 11. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cum le-au mărturisit? Pentru că au căpătat o bună mărturie, zice în versetul 2, pentru că prin aceasta, din credință, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Adică ei au mărturisit acele lucruri. A trăit din credință înseamnă a fi demn de răsplătire. Dar cei din vechime n-au fost răsplătiți. Deci s-o tăia capul, ce răsplată să mai aibă. Zice, au fost lăudați, totuși n-au primit cele fusese făgăduite, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Și aici vreau să spun ceva. Cine s-a apropiat de Dumnezeu cu gândul să capete răsplată, nu și-a făcut bine socotelile. Pentru că nici noi nu vom fi răsplătiți aici pe pământ. Și trebuie să plecăm, să devenim nimic, să ne apropiem de plecare cu gândul acesta. Nu să culegem răsplătiri pământești. Poate câștiguri, poate slavă de șartă, poate apreciere din partea cuiva. Și obsesia noastră trebuie să fie aceasta. Plac lui Dumnezeu. Mă va lăuda Dumnezeu. Îmi va zice bine slugă bună. Și ca să putem să facem acest lucru, îndemnul zice, după ce pentru că suntem înconjurați cu unul așa de mare de mare, adică avem oameni care au mărturisit despre acele lucruri, că sunt așa și nici ei n-au primit ce le fusese făgăduit. Și noi suntem tot așa, deci sunt acești martori sunt o garanție a lucrurilor care ne vor întâmpla nouă. Și să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne-a făcut așa de lesne, să alergăm cu stăruință la alergarea care ne stă înainte. Între noi și păcat nu este gard. Pentru că imaginea pe care Domnul Iisus ne-o dă este imaginea păstorului, a turmei și a leului care rădnește. Domnul Iisus își scoate oile afară din staule. Multă lume crede că un staul îl poate păzi pe un om. Se duce, se înscrie într-o biserică, se înscrie într-un cult, se înscrie în ceva, are o carte de membru, se face partaj aceea și are impresia că e protejat. Nu e protejat. Păcatul este mai puternic. Singura protecție pe care avem și imaginea pe care o avem nu este imaginea păstorului și al staulelor, ci este imaginea păstorului și a turmei. Și chemarea noastră nu este să punem garduri, ci să recunoaștem vocea păstorului. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și le vin după mine. Cu cât vom fi mai aproape de glasul lui, adică de cuvântul lui, cu atât vom fi mai departe de marginea turmei. Pentru că leul pe acolo umblă. De la în jur, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Și protecția noastră este apropierea de păstor. Citim aici așa. Să ne uităm țintă la căpetinia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care l-a pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Căpetenia înseamnă începătorul. Începătorul și sfârșitorul sau începătorul și desăvârșitorul. Cel care începe și care termină credința noastră. Din el ni se trage și la el ne vom duce să dăm raport. De la el am primit sarcini. Cum am zice, un angajat primește sarcini de la șef, merge și face ce îi se spune, pentru că credința fără fapte e moartă. Și când termină, merge și îi spune șefului, am terminat șef. Cam așa suntem noi pe acest pământ. Credința noastră înseamnă o sarcină, înseamnă un angajament. Am primit aia de făcut, am terminat de făcut ce mi-ai zis și o să ne se zică bine, slugă bună. Dar felul cum face acest lucru, zice, să ne uităm țintă. Mai departe. Uitați-vă, dar cu luarea minte.
cum ne uităm? Nu ne uităm în mod mistic la ceva, ne uităm în cuvântul Lui, pentru că Domnul Iisus a fost prezentat în profeți prin faptul că Duhul Lui Hristos era în toți profeții și ne uităm în Evanghelie. Faptul că ce a făcut Domnul Iisus a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Din partea generație un neam prea curvat și păcătos ce nu sunt. Generația lui de oameni religioși care se spălau pe mâini când veneau de la piață, era văzut de Dumnezeu așa cum era. Un neam prea curvat și păcătos. Și îl vedem pe Domnul Iisus în apostoli și în primii creștini. Pentru că Pavel îi spune, Saule, Saule, când ce mă prigonești pe mine? Deci avem la ce să ne uităm când zice, uitați-vă la cel ce a suferit. Pentru că nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Deci, conflictul cel mai mare din lume este între Domnul Iisus și cei care îl persecută pe Domnul Iisus. Păcatele oamenilor îl persecută pe Domnul Iisus. Traiul nepăsător îl persecută pe Domnul Iisus. Închinarea la idol îl persecută pe Dumnezeu. Disprețul, ironizarea, traiul nepăsător, traiul indiferent, indiferența față de nedreptate îl persecută pe Dumnezeu. Faptul că este atâta nedreptate în lume și nouă nu ne pasă. Este atâta suferință în lume. Și noi ne-am închis, poate că în carapacea noastră de explicații, ne-am închis în oul nostru, în bula noastră luminoasă și nu suntem sensibili sau, cum se zice, nu avem empatie cu lucrurile, cel puțin celor apropiați ai noștri. Împotrivirea lumii față de Dumnezeu o găsim în fiecare zi și în fiecare moment. O putem vedea în această seară să mâncăm aici, este Tetul Deșertăționilor dincolo de la. N-am văzut așa de mare, cât am dat în lumea asta, dar așa de mare festival din ăsta de mâncare, n-am văzut nicăieri. Zeci, zeci de dugenuțe unde poți mânca și oameni care doar la mâncare, era în stare să stea 45 minute ca să mănânce un sandwich sau altceva. Erau poți uriașii la fiecare dugheană. Și mii de oameni stăteau acolo și m-am gândit la această împotrivire, această urmare după pofta fiind pământești, este o împotrivire, o idolatrie. Deci că vegheați să nu fie între voi curvat, nimeni curvat sau lumesc ca ei sau pe tot în care și unde de întâi născut, ăsta înseamnă să fie lumesc. Nu putea fără. Cine s-a înscris la oaste, vrea să placă celui ce s-a înscris la oaste, să se pună la tot felul de înfrânări. Dau un exemplu. Noi avem această imagine a Domnului Iisus care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Și până vine cuvântul și întoarce oglinda, ca și când te uiți așa și până o pui invers. Și voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Aici am un pic că mi s-a părea ciudată ideea asta. Stai puțin, eu lupt cu păcatul și trebuie să învăr sângele pentru Domnul Iisus a murit pentru mine. Nu lupt eu pentru Domnul Iisus. Nu este vorba de împotrivirea aceea. La un moment dat păcătoșii îți vor cere viață. Vor cere vreau să fii ca noi. Dacă nu ești ca noi, nu ești bun. Știi? Ok, nu zici despre Iisus, dar măcar taci. Măcar nu spui nimic. Și vine cuvântul și ne zici așa, răsună ca un dang de clopă. Nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și auzit, zic apostol. Și ăla zice, taci din gură, nu zice nimic. Nu spui nimic în numele acestea. Spune numele altea. Uite, sunt atâtea culte, tu din care faci parte? Păi nu, eu nu fac nici dintr-unul. Păi, dar ce ești? Eu sunt creștin. Ce asta? Nu există nici la... Nu m-a recenzat, dar nu cred că există rubrică. V-ați recenzat, dar recensământ. Nu este fără religie. Așa m-am trecut și acum 11 ani, dar nu s-o pocăiți atunci, o să trec creștin. Nu există creștin în România. Nu. Există creștin. Creștin simplu, așa, numai creștin. Nu este. Nu există. Nu, atunci e fără religie, n-ai ce faci.
lumea aceasta, unde trebuie să fie într-un staur, nu recunoaște turul. Nu recunoaște că există un păstor. Nu-L recunoaște pe Domnul Iisus, pentru că împotrivirea de bază, împotrivirea este între Domnul Iisus și Satan. Și în cadrul acestei împotriviri este între păcat și noi. Și noi unde ne vedem? Ne vedem de partea celui prigonit? Sau, dacă iubim lumea, categoric, la un moment dat, vom fi de partea prigonitorului. Trebuie să fim foarte atenți aici. Și vine, iarăși spun, cuvântul lui Dumnezeu este delicat. Dumnezeu este delicat. Și vine și spune fiului neascultător. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui disciplinarea Domnului. Și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Și acum mergem la Iov. El lasă să-și piardă inima. Să-ți moară copiii, să-ți pierzi averea, să-ți pierzi sănătatea. Și să mai vină și nevasta și să-ți spună ce trebuie să faci acum, ca să-ți sta pe loc. Și El nu și-a pierdut inima. Adică nu și-a pierdut credința. Și asta ne cere Dumnezeu și nouă. Pentru că sunt lucruri care de multe ori numai noi le știm. Pentru că nu avem cui ne plânge. Este cântarea aia, cui să-mi spun durerea, Doamne, și cui ce luptă în gând, un sfat. N-ai cui. Și atunci, sigur, numai cu Dumnezeu rămâi și numai pe El îl poți întreba. Și citesc mai departe. Căci Domnul disciplinează pe cine îl iubește și bate cu nuiala pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl disciplinează tatăl? Dacă sunteți descrie disciplinarea asta părintească, apropo legat de neomarxismul ăsta al educației, care nu dă voie să urești copilul, și despre multele familii care în Europa suferă din cauza asta, pentru că îi se au copii, este un motiv de emigrare. Și mulți au emigrat din cauza asta, într-un loc în care nu se aplică sau nu se... Pentru că aici cuvântul lui Dumnezeu spune clar. Dacă sunteți cu tipul de disciplinare de care toți au parte. Eu sunt curios, când a fost cazul Bormariu, am întrebat dacă copilul se opune injecției, vaccinului și nu vrea, nu-l prinzi, nu-l forțezi să-i faci vaccin sau nu vrea să ia medicament. Nu-l forțezi, îl lași ca să nu-l bruschezi, atunci ai voie să-l bruschezi. Dar ca să-i salvezi sufletul, n-ai voie să faci nimic. Doar ca să-i salvezi trupul. Credeți-o gândire stricată. Apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit, și tot le-am dat cinstea cuvinte, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Cunoaștem cuvântul tare bine. Dumnezeu este Tatăl Duhurilor. Dumnezeu este și Tatăl Îngerilor. Pentru că zice, sunt Duhuri slujitoare. El a creat. Pe noi ne-a născut din El, din Duhul Său. Noi avem Duhul de fi. Ei au Duh de slugă, ei nu știu. Ei sunt trimiși să slujească ce orice vor moșteni mântuirea. Raportul între noi și îngeri este, știu că este sluga Tatălui. Și nu numai raportul între noi și îngeri, raportul între noi și autoritățile de pe pământ. Și ei sunt slujile Tatălui. Și noi zice, nu suntem puși să ne rugăm nici îngerilor, nu suntem puși să ne rugăm nici pentru îngeri. Dar pentru slujile astea de pe pământ, suntem puși să ne rugăm, că îi cunoaștem bine. Și știm că au mare nevoie de ajutorul rugăciunilor noastre. De aceea trebuie să ne rugăm pentru autorități. Pentru că e o stare uriașă de confuzie. Și în mare minut că încă pământul acesta este în ordine, datorită rugăciunilor copiilor lui Dumnezeu. Când adunarea va fi răpită, va fi o mare catastrofă, nu vreau să divaghez. Vreau să închei cu ce spune aici. Este adevărat, orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace, a neprihănirii. Vezi, nu se întâmplă instant. Viața creștină îi o succesiune de școli. Este școala disciplinării. Azi am vorbit despre școala disciplinării. Este școala răbdării. Sunt multe școli prin care ne trece
ne trece Dumnezeu, ne trece și prin școala lingușirii, ne trece prin școala dragostei false, ne trece prin școala suferinței fără explicație, ne trece prin multe școli. Dar ca toate acestea lucruri le face ca să ne apropie de felul lui de a fi și ca să ne asumăm atunci când este opoziția aceasta, când vedem o opoziție, să ne asumăm partea lui în acest război. Ia-ți partea ta de suferință, ca un bun ostaș al lui Hristos. Să ne asumăm partea aceasta de opoziție, pentru că lumea aceasta este împotrivitoare. Dacă citim Psalmul 2, vedem cum împărații pământului se răscoală împotriva unsului său. Și trăim trăim pe un teritoriu ostil. Suntem ca niște primiși într-un teritoriu străin. Ce vă îndemn, dar ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești. Și războiul final este între noi și păcat. Pentru că păcatul este tentativa celui rău de a ne domina și învingerea păcatului este biruința Domnului Iisus asupra lumii. Și de fiecare dată când învingem acest păcat care vine asupra noastră, prin puterea lui Dumnezeu, de fiecare dată este bucurie în cer. Și este o calificare despre care zice aici școala, disciplină. Este o calificare pentru ceva mai bun. Dai de lucru cuiva dacă are certificat de absolvire, dacă a absolvit o școală. Dacă nu a absolvit-o, nu ai fost dat de lucru. Tot așa, poți să lucrezi, poți să dai de lucru, poate Dumnezeu să ne dea de lucru dacă am absolvit școala. Luați seama că nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Înainte să asculți, zice, vrei să asculți. Fii bai cu cine nu vrea să asculte. Dacă vrea să asculte și ascultă mai puțin, tot e bine. Dar când nu vrea să asculte, când se încăpățânează și eu vreau să nu ascult. E foarte mare problema a inimii când cineva nu vrea să asculte. De aceea, să căutăm în inima noastră să ne încălzim, așa cum încălzești un vas cu apă. În prima dată trebuie pus pe foc. Că nu se va încălzi în sine. Nu, trebuie așteptat. Dar trebuie ținut pe foc. Prima dată să vrei să asculți. Doamne, vreau să ascult. Nu am ascultat, dar vreau să ascult. Și încăpățânarea aceasta Dumnezeu numește credință. Dorința aceasta de a face voia Lui și sfârșitul lucrurilor, să nu pierdem din vedere, este învierea. Cred că i-am spus și celui care a murit. Înțeleg pe mulți. Ai și la pensie frumos. Și pe urmă, ai terminat cum sau mai lucrez, că mai e cât mai e până la pensie, urmă, 10 ani. Cât mai e, 5 ani. Și pe urmă, până la pensie, pe urmă, nu. Și pe urmă, murim. Și pe urmă, asta nu mai știe nimeni ce. Nu vor să știe. Că este înviere, este judecată, aia va fi mare, mare, mare durere pe suflet când te vei trezi. Și când a fost foarte bolnav, mă trezeam și tot era bine până mi-am aminteam că-s bolnav. Atunci, mă trezeam la realitate. Dar când cei care se vor trezi, se vor trezi păcătoși și învinovățiți și condamnați. Asta va fi exact cum ascultam în sus, plânsul și scârșnirea dinților. Când veți vedea, de la răsăriște l-a pus și pe voi, fii împărăție, dați afară. Când cei de departe se apropie de Dumnezeu și cu credință, și noi care poate că am fost născuți cu Biblia în mână și crescuți cu Biblia în mână, să avem mai puțină moștenire decât unul care a venit de departe. Asta va fi mare durere. De aceea, noi îndemnul este să stăruim în lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Amin. Mm-hmm. E cuvântul mare pentru cei ce creți așteaptă Sfânta iertare. Vine, Domnul, vine, vine, Domnul, vine, suflete te-ntreabă.
întreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Vine Domnul, vine Domnul, gata-i să sosească. Aurora dimineții prinde să mișească. Vine Domnul, vine, vine Domnul, vine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Vine Domnul, vine Domnul, sus avem privirea, căci de acolo ni se aduce nouă izbăvirea. Vine Domnul, vine, vine Domnul, vine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Vine Domnul, vine Domnul, iată-l se iubește. S-aruncăm orice povară ce ne copleșește. Vine Domnul, vine, vine Domnul, vine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Vine Domnul, vine Domnul, suflete fecioare, să ieșim în haine albe, în întâmpinare. Vine Domnul, vine, vine Domnul, vine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine.